Dacă mă întreb pe mine, sincer, nu. Nu am tu ai altă părere despre tine. Nu am fost un antrenor dictator, nu am fost un om dur. Am fost un antrenor exigent. Da. Și din punctul meu de vedere, am avut o relație excepțională cu jucători. Că au mai fost și neînțelegeri, sau că pe unul într-un fel l-am nedreptățit, sau pe celălalt l-am avantajat. Asta orice antrenor face câte o greșeală, are o slăbiciune. Dar, într-adevăr, țineam foarte mult la disciplină, atât disciplina de zi cu zi, cât și disciplina tactică. Dar eu cred că am fost extrem de apropiat de jucători. În momentele lor grele eram aproape de ei, mă consultam cu ei, vorbeam cu ei, dar este adevărat că nu acceptam... Nu înghițeai nimic. Nu acceptam mișcări sindicale în cantonament. Auzi, la programul echipei naționale. Formula nu mi-aparține mie. Să știi că, de fapt, nici nu suntem ce credem noi că suntem. Suntem numai ce cred ceilalți. Deci degeaba zici tu că erai exigent dacă jucătorii spun că erai un dictator. Mă rog, fără să exagerăm, adică nu era... Era mai mult în glumă spus că erai un dictator. Ți-am spus, Ovidiu, cred că erau câteva lucruri care nu le acceptam, în sensul că... Dă-mi un exemplu, ce nu acceptai, sub nicio formă. Nu acceptam să nu vină la program, să zic, la ora convenită, cum venea întreg lotul, tot lotul. Adică nu acceptam ca jucătorul să vină dacă convocarea sau la echipă, la Steaua. Ăștia vedetele nu mai întârziau, Hagi, Gică Popescu. Dacă aveau consimțământul meu și era o chestiune firească, normală, de viață, e clar că îi dădeam acest drept și îi dădeam această libertate de a-și rezolva problema pe care o avea. Dar sub nicio formă nu eram de acord ca lotul să se prezinte la ora 14 și jucătorul să vină la ora 18. De pe Hagi l-ai amendat vreodată? Ia, adu-ți aminte. Cred că l-am pedepsit și spun sincer, au fost situații când i-am făcut foarte multe nedreptăți lui Gică Hagi. Da. Și spun de ce. Cel puțin în perioada primului mandat la echipa națională, când existau probleme la echipa națională, îl luam pe el și îl mai pedepseam pe el, chiar dacă în numele celorlalți. Sau ca să observe ceilalți că indiferent cine este la echipă și dacă nu respectă programul, nu țin cont de nume, nu țin cont de... Și din punctul ăsta de vedere îl mai dădeam exemplu, mai spuneam că uite... Hagi m-a rugat să vină la ora 20 și mi-aduc aminte, a fost o perioadă înaintea unui meci, poate că l-am nedreptățit și pe el și pe Gică Popescu, au avut un program greu la echipele lor de club în Spania și m-au rugat, echipa nu mergea, echipa n-aveau performanță, n-aveau rezultat, m-au rugat să-i las o seară acasă cu familia, au avut un program încărcat și... Ți-am spus mai devreme, am spus... Nu, toată lumea convocarea a fost pentru ora 14 astăzi. Nu veniți mâine dimineață. Aveau și ei dreptate în felul lor. Și am spus, veniți astăzi. Dacă nu veniți astăzi, mâine puteți să nu mai veniți. Da, recunosc stil. Pe undeva treia să el... Spune-mi... Dar gândește-te, Ovidiu, și spre meritul lor și lauda lor, eu nu aveam mai mult de 5 zile. Dacă ei veneau a doua zi, la 10, la 12, mai pierdeam o zi. Era vorba de refacere, de recuperare, era vorba de program, de analiză. Consider că Lăcătuș l-ai nedreptățit, că nu l-ai luat la... Mare nedreptate i-am făcut și lui Lăcătuș. Și am mai spus lucrul ăsta, am greșit, mi-am cerut
iertare, dacă poate, sau scuză, dacă... Și m-a bucurat enorm de mult că am simțit că chiar m-a înțeles și m-a iertat. I-am făcut cea mai mare nedreptate că nu l-am luat în Statele Unite.